ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi discutăm despre câmpiile din România. Câmpiile sunt formele majore de relief, cele mai puțin înalte, cu înălțimi care nu depășesc de obicei 300 de metri și cu pante reduse. Cele trei unități majore de câmpie din țara noastră sunt Câmpia Română în sud, Câmpia de Vest în vest și Delta Dunării în est, care este o câmpie în formare. În general, au înălțimi cuprinse între 0 și 300 de metri, înălțimea medie fiind de 100 de metri. Câmpiile sunt cele mai noi porțiuni ale reliefului României. Delta Dunării este cea mai nouă unitate de relief din țara noastră, fiind o câmpie în formare. Aici întâlnim cele mai mici înălțimi. Delta este regiunea formată la vărsarea unui râu sau fluviu în mare, unde acesta se desparte în mai multe brațe. Cu excepția Deltei Dunării, unde cea mai mare parte a terenurilor sunt lăștinoase, în celelalte zone de câmpie din țara noastră se cultivă intens cereale, porumb, grâu, legume și leguminoase. Zonele de câmpie de la contactul cu munții și dealuri sunt mai înalte, în timp ce zonele din apropierea apelor curgătoare sunt mai joase. Lunca este porțiunea de teren situată în apropierea unui râu care poate fi acoperită cu apă când au loc inundații. Vegetația este dominată de ierburi și arbuști, pe alocuri existând perdele forestiere. Perdelele forestiere sunt suprafețe de teren cultivate cu specii de arbori și arbuști care au rolul de a proteja culturile agricole, solurile nisipoase, digurile și canale de irigație împotriva fenomenelor naturale dăunătoare, cum ar fi vânturile puternice, viscurile sau inundații. În zonele de câmpie din țara noastră, întâlnim foarte multe specii de rozătoare, cum ar fi popândăii, șoarecii, hârciogii sau iepurii, dar și vulpi, reptile, șerpi și păsări, printre care enumerăm uliul și ciocârlia. Principala resursă a câmpiilor o reprezintă solurile fertile, dar tot aici putem găsi și rezerve de petrol. Acum îți propun rezolvarea următoarelor sarcini de lucru. Definește în cuvinte proprii termenii: câmpie, luncă, deltă și perdea forestieră. Care sunt cele trei unități majore de câmpie din țara noastră? Unde este situată fiecare dintre acestea? Aștept răspunsurile tale în secțiunea de comentarii acestui video. Dragilor, eu vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!